Așadar, Cristi Mitre a fost la inaugurare, a acceptat provocarea și a jucat rolul reporterului. Băi, colegutul nostru, și, eu. Și tu? I-am bătut și pe el și pe Cabral. Ai bătut, nu? Pământ, am făcut praf. Păi, trebuie să vezi. Șoc. Ciucă a dat de pământ cu Cabral. Și cu Mitrea. Și cu Mitrea? Cu amândoi. Cred. Ia să vedem. Oameni importanți în seara asta aici. Au venit, surpriza mare, surpriza serii, surpriza deschiderii sălii este însuși Rico Verhoeven, numărul 1 mondial în clasamentul Glory Kickboxing. Mă simt, zici că comentăm acum un meci important, aici transmitem. Și eu sunt, vezi că sunt super agitată și sunt super emoționat și eu că îl cunoaștem personal. Da. În lumea artelor marțiale este un fenomen, este o legendă. Începe tu. Începe eu. Dragii mei, suntem alături de Benny, așa cum am spus la deschiderea sălii Benny Fight Academy. Alături de noi este Rico Verhoeven. Hello, nice to meet you. What's your opinion the first time you're here at Benny Academy? Yeah, I literally just came in right away. I took out my phone like making videos. It's it looks awesome. It looks awesome and I think it really gives that that fighter that vibe of like, oh, this is a place where people are going to work. Rico, we know you're the number one champion in the world, but we also know that you're a good businessman. So what's your advice for Benny for the new business here? No, well, there's no advice because he's exactly doing what he is supposed to be doing because he's still an athlete, he's still a fighter, he's still putting up good fights, which we love to see. Being an athlete comes with an expiry date. So we can't fight forever. So before we finish fighting, we already have to think about the next step. I'm talking we like, proud. I'm also Romanian. We need to show everybody we are proud. I'm really proud of him, yeah. But you guys as Romanians, yeah, as well. I can't believe you wouldn't be proud. Well. So it's amazing that he's now opening a gym and that he's going to share his knowledge with the next generation. Băi, e foarte mișto sala, eu nu știam că există un loc atât de mare aici. Mi-ai zis Putru Zamfir, zic, dar unde mă, unde e o sală pe Putru Zamfir? Avem secretele noastre. Să trăiți? Maestru, și a venit maestru. Scuzați pe noi, gata mă. Fost practicant de sporturi de contact, Cabral a fost bucuros să fie alături de prietenul Benny. Împreună cu el a fost și Namiko, fetița lui de 4 ani, care a dovedit că are și ea spirit de luptător. Nu era sătul de mine, nu mă văzuse destul în astea ultimele 2 luni, așa că, surpriză! Da. Ce crezi, viitorul tineretului poate să vină să facă sporturi de contact într-o sală care arată ca aceasta? Sala e bombă, știi deja că sala e bombă, sala e rachetă, locul e bun, antrenorii sunt buni și desigur, fără tineret, nu avem ce să facem noi bătrânetul la sală. Deci da, copiii ar fi bine să facă sport, chiar și sporturi de contact. Oamenii se gândesc că e vorba de violență, dar este exact pe dos. Faptul că... Ce nu lasă să-mi scoată ochii? Deci faptul că în momentul în care vorbim de sporturi de contact... Ești bine așa? Ești mulțumit? Învață acum, învață, așa, e ok. Așa. Faptul că vii cu un copil la sport de contact nu înseamnă că îl înveți la violență, ci dimpotrivă îi dai mijloace să evite violența. Deci tu ți-ai încuraja copiii să facă... Da, 100%. Asta. Eu am făcut kickbox. Venind de la o persoană care știe ce înseamnă artele marțiale, e o familie care cunoaște foarte bine domeniul ăsta, mai ales kickboxing. De la 6 ani am făcut, sora mea a făcut vorba de la 0 ani și îmi dau seama cât de mult contează, de fapt, unul, copiii să facă sport și, în al doilea rând, să nu ne fie frică atunci când vine vorba de copii, de sportul de contact. Și mai ales că se descarcă toată energia, pentru că văd copii energici aici, văd că da, pe... Da, e foarte mulțumită, e obișnuită cu tatami și atunci știe că putem, vezi că avem... Uite, un viitor elev de ai mei pentru jiu-jitsu brazilian. Avem material de jiu-jitsu, o vezi că e... Te mănânc. Da, nu mai mă leg tripuri. Hai la post!
încă un prieten de al Academiei, încă un prieten al sporturilor de contact, nu cred că are nevoie de prezentare, dar poate unii dintre tineri în ziua de azi nu știu baza lui ca sportiv de performanță. Te rog eu din suflet pentru toți prieteni și viitorii noștri elevi, spune-ne ce sport ai făcut tu înainte de fotbal. Păi prima și prima dată, bineînțeles, am făcut judo datorită tatălui meu. Da, un mare campion al României, de două campion european și odată vicemondial. Deci aia a fost prima dragoste, ca să zic așa. Mai obișnuiești să mai intri într-o sală, să mai, așa, măcar ca pasiune, să vii din când în când? Da, chiar și când eram activ în zona fotbalului, da. Am fost la Poiana Brașov, în urmă cu 10 ani, ca să nu mint, mi-am luat o mamă de bătaie, că nu m-am antrenat de mult și de atunci n-am mai intrat, am zis numai că sunt în vârstă și nu are rost. Cristi, 2 ore mai târziu, vreau să-mi spui cum. 2 ore mai târziu e ca și când aș fi stat o oră jumătate la saună și ai făcut 2 antrenamente cel puțin, e o meserie frumoasă, într-adevăr, te invidiez, dar e destul de grea. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine, am aflat ce voiam să aflăm de la toată lumea, eu cred că a fost un eveniment reușit și noi, prietenii tăi, îți urăm multă baftă. Să rămână, mulțumesc. Împreună facem și Cătă Team și Alexandra Team, Pro TV Team, ca să zic așa.